Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Adevărat. Preobucenice, părinte, dragi miri, dragi nași, frași și surori în Domnul, iată, ne bucurăm de faptul că suntem în această seară, în acest moment, la momentul, sau momentele de bucurie ale tinerilor Timotei și Daniela, tineri și ca vârstă, de asemenea tineri și în viața duhovnicească, și să dea Dumnezeu ca această tinerețe să le dea lor aripi, să meargă mai departe, mână în mână, crescând în înțelepciune și în binecuvântarea lui Dumnezeu, să le ajute, cum spunea și fratele, în vârstă trupește, dar tânăr sufletește, să ajungă să înainteze așa cum trebuie, și anume, ne spune și Sfântul Apostol Pavel, să ajungă la statura bărbatului nesăvârșit pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu, de asemenea pentru a ne încununa și a ajunge pe tărâmul veșniciei, păstrând mântuirea. Sunt momente deosebite, sunt momente înălțătoare. Într-adevăr, se pot spune multe, în același timp emoțiile ne cupreșesc. Și aș vrea să plec în cuvintele pe care să dea Dumnezeu să fie presărate cu har și putere, ca să ajungă în inimile și în sufletele noastre, pentru că este vorba de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și mă gândesc aici la Vechiul Testament, încercând să le citim Sfânta Scriptură, pentru că Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut acolo că Dumnezeu a scos poporul evreu din robia Egiptului și i-a dus în țara făgăduinței. Citim lucrul acesta în cele 5 cărți ale Moise și iată, înainte de a trece la Cartea Judecători, am văzut acolo purtarea de grijă a Dumnezeu prin Moise, de asemenea prin Iosua, Navi. Și atunci când Dumnezeu i-a ajutat să ajungă în pământul Canaan, îndemna Dumnezeu prin Moise, de asemenea prin Iosua, Navi, și anume ca poporul, ajungând în țara făgăduinței, să rămână mai departe credincioasă lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu i-a purtat de grijă, l-a scos de robia Egiptului, din robia păcatului, și îi îndemna, punându-le în față binecuvântarea, de asemenea și blestemul, și îi îndemna să fie în comuniune cu Dumnezeu. Îi îndemna să aibă nădejde la Dumnezeu. Îi îndemna să creadă cu tărie în bunul Dumnezeu. Îi îndemna să păstreze curățenia sufletească, legătura cu Dumnezeu, în toate zilele vieții lor, din generație în generație. De asemenea, vedem că atunci când Domnul se îndepărta de comuniunea cu Dumnezeu, se abătea asupra poporului mânia dumnezeiască, dându-i robie pentru un timp determinat de ani, mai mult sau mai puțin, după aceea, găstând paharul cel amar al robiei, dintre ei și-au dus aminte de Dumnezeu și totdeauna, cum spune, de câte ori decădea, ridică-te ca să te mântuiești, atunci primeau și ei mai departe binecuvântarea lui Dumnezeu. Citind din Sfânta Scriptură, am simțit pe Dumnezeu viu și lucrător. Și în permanență Dumnezeu este viu și lucrător. Acesta era secretul unei vieți pașnice,
Acesta era secretul comuniunii cu Dumnezeu, acesta era secretul bucuriei de pline, a revărsării darului Dumnezeu asupra noastră, când omul, poporul evreu, membrii poporului evreu, erau totdeauna aproape de Dumnezeu. Pentru mine a rămas acest cuvânt și îndemn. De aceea îl transmit și dumneavoastră, de a rămâne mai departe poporul Dumnezeu în Sfânta Biserică, Biserica noastră creștin-ortodoxă, crezând cu tărie în Dumnezeu. Și aici, pe de o parte, aș vrea să vedem fiecare dintre noi și anume această învățătură și binecuvântare a Dumnezeirii, și anume de a crede lumea în Dumnezeu. Adică nu să se considere sau să se creadă cumva că lumea este ceva închis și se conduce de la sine și că Dumnezeu cumva nu face parte din creație, este undeva departe sau de asemenea că nu există. Doamne ferește! Așa cum îmbrăcămintea pe noi este așezată, este gândită, este lucrată, așa cum încăperea de aici, tot la fel, câteva zile în urmă, s-au pregătit toate pentru a fi aici. Toate acestea, logic vorbind, pentru că natura vine și vorbește și laudă pe Dumnezeu, observăm prin aceasta, frați creștini, tocmai prezența lui Dumnezeu, puterea Lui, lucrarea Lui cu fiecare dintre noi. Atunci, să nu gândim că am plecat de nicăieri și ne îndreptăm către nicăieri, ci din contra de la Dumnezeu și ne îndreptăm la Dumnezeu. De asemenea, mă gândesc că mâine, poimâine, pentru că nu suntem veșnici aici pe pământ, suntem trecători, ne îndreptăm dincolo și auzim la slujba mormântării, la Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, și anume că Dumnezeu ne va judeca și ne va așeza dincolo în funcție de faptele pe care le-am făcut în această viață. Unde va merge sufletul meu? Unde va merge sufletele noastre? Ce vom răspunde noi la judecata lui Dumnezeu? Sunt lucruri, iubiți credincioși, care sunt de căpetenie, sunt ființiale, sunt existențiale, la care fiecare dintre noi trebuie să gândim, să medităm și mai departe să ajungem să ne schimbăm viața noastră trăind în frica lui Dumnezeu. De asemenea, această stare și lucrare a lui Dumnezeu trebuie mai departe transpusă fiecare dintre noi în sufletele noastre, adică nu trebuie să fim goibe dinăuntru, ci din contră trebuie să dăm consistența sufletului nostru, având o viață duhovnicească, având o trăire creștinească, în comuniune, cum spune și Mântuitorul Hristos, că fiecare dintre noi trebuie să împlinească poruncile lui Dumnezeu, dintre toate, cum spune cea mai mare, să gândești pe Dumnezeu cu toată ființa ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Suntem în momentul acesta al căsătoriei. Mâine tinerii Timotei și Daniela, care, sau de care m-am bucurat în săptămâna trecută, chiar astăzi o săptămână, au venit în Sfânta Biserică înainte de ceasul deceniei, s-au spovedit și a doua zi, duminică, la Sfânta Liturghie s-au împărtășit, s-au spovedit în ziua în care Sfânta Biserică îl cinstea pe Sfântul Mucenic Timotei. M-am bucurat că Dumnezeu a rânduit ca în ziua în care Biserica cinstește pe Sfântul Timotei, iată ei să vină, Timotei să se spovedească și a doua zi să primească Sfintele Taine. De asemenea, chiar în ziua de astăzi, Biserica cinstește pe Sfântul Simon Zilotul, care se spune că a fost mirele la care Mântuitorul Hristos, la nunta din Cana Galilei, a participat la nuntă, ajutându-i pe ei să vășim prima minune,
arătându-și puterea sa dumnezeiască. Iată, și noi ne aflăm în aceste momente, aici, la nuntă, și prin taina preoției, și cum spune și Mântuitorul Hristos, unde sunt doi sau trei adunanți, urmărim acolo, voi fi și eu, să fie bunul Dumnezeu și să binecuvinteze această adunare, de asemenea, mai ales, să binecuvinteze această familie, pentru că sunt, iată, două persoane, de mâine prin darea Sfintei Comunii și primirea Harului Sfântului Duh, de a se uni și a forma o familie, vor fi un singur trup, să bată o singură inimă în ființa lor, Dumnezeu să le poartă de grijă, ne bucurăm de lucrul acesta. Iată, sunt multe încercări în vremurile de astăzi. Eu mă bucur că au făcut acest pas. Mă bucur că și-au păsat curățenia. Mă bucur că au cerut binecuvântarea părinților. Mă bucur că vor cere binecuvântarea lui Dumnezeu prin sora biserică mâine. Și pentru că sunt aici mulți tineri și ei se audă și se înțeleagă. De asemenea, cei care suntem în vârstă, avem de învățat pe copiii noștri, pe nepoții noștri, și să aveți răbdarea și înțelepciunea să ascultați de cei care mai sunt mai în vârstă și să culegeți de la ei, pentru că trăind în Sfânta Biserică, cum spuneam mai devreme, de lucrarea din Vechiul Testament al lui Dumnezeu, cel care ascultă și face, împlinește înaintea celui de sus și va avea binecuvântarea lui Dumnezeu. Să facem, dragi tineri, pasul cum trebuie. Adică să pășim în viața de familie, trăind în curățenie. Sunt multe ispite astăzi. Îmi vin multe gânduri în momentul acesta. Nu știu pe care să le iau și să spun. În sensul că se trăiește mult astăzi în concubinaj și în desfrânare. Chipurile să se cunoască tânărul și tânăra. Nu este bine. Tânărul și tânăra să se cunoască în răbdare, în credință, în curățenie, în respect și în evlavie. Când tânărul și tânăra își pun cumva problema să se cunoască, trăind în desfrânare, să mai amintesc concubinaș, pentru că acesta este cuvântul mai potrivit și în același timp arată răutatea și gravitatea acestui fapt și al acestei relații. Înseamnă ca tu să te pui înaintea lui Dumnezeu. Pune-ți nădejdea în Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți descopere persoana potrivită. Tot ceea ce faci, pune și fă în numele lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu va rândui persoana potrivită, timpul potrivit, momentul potrivit, de asemenea o familie binecuvântată. Atunci când tinerii fac pasul acesta și îl fac cum trebuie, în frica lui Dumnezeu, atunci familia are într-adevăr, cum spune în popor, casă de piatră, are temelie, pentru că are binecuvântarea lui Dumnezeu. Făcând cu de la sine putere, prin egoismul nostru, prin priceperea noastră, și lăsând învățătura dumnezească deoparte și trăind în desfrânare, familia respectivă nu are trăinicie. Familia respectivă nu are bucurie. Familia respectivă nu are viitor. Familia respectivă este o pepinieră a păcatului. Pentru că mâine, poimine vor apărea copiii. Sunt darul lui Dumnezeu. De asemenea, sunt ispitiți. Nu trăim în cer, nu suntem îngeri. Trăim între oameni. Ispitele sunt mari și multe. De aceea, și pentru a frânge și a învinge aceste ispite, să fiți totdeauna în Sfânta Biserică, să fiți totdeauna la Sfânta Liturghie, să fiți totdeauna alături de duhovnic, să fiți totdeauna alături de părinți, să fiți totdeauna la spovedanie, să fiți totdeauna
să primiți Sfânta Taină a Împărtășanii. Suntem în anul omagial euharistic. Spunea și fratele de a citi foarte bine. Dacă vom citi, dacă ne vom ruga, atunci vom ridica în jurul nostru ziduri, temelie, binecuvântarea lui Dumnezeu. Se hrănește sufletul nostru, se întărește sufletul nostru. Devine persoană, iubiți credincioși. Prin această abordare și comunie cu Dumnezeu, persoana noastră devine și câștigă prin acesta, se naște spre veșnicie. Nu trăim doar pentru astăzi sau pentru mâine. Toate aceste materiale se opresc la ușa mormântului. Într-adevăr, putem foarte ușor să abordăm, să spunem așa, ceea ce se întâmplă astăzi. Pentru ce? Pentru un drap de fericire, pentru un ban în plus, care toate se vor opri la ușa mormântului. După momentul acesta, ce vom răspunde lui Dumnezeu? De aceea, ce este mai înțelept alege? Viața aceasta de 70 de ani, 50 de ani, 30 de ani, 100 de ani, sau să alegi veșnicia? De aceea Biserica ne cheamă și ne învață pentru a câștiga veșnicia, pentru a ne da viață. Fiecare aleargă spre viață, dar cel care aleargă spre viață prin trup, ajunge, viți credincioși, la moarte. Iar cel care aleargă spre viață purtând grijă de suflet, acela cu adevărat se împărtășește de viață și încă de viață veșnică. Primind taina Sfintei Cununii, este ceva firesc, este ceva dumnezeiesc, este ceva creștinesc. Să ținem la lucrurile acestea. Nu de dragul de a asculta de preot, ci de dragul de a asculta de Biserica lui Hristos, de dragul de a asculta de Dumnezeu, pentru a ajunge mai departe la veșnicie. Din păcate, se întâmplă astăzi multe. Și din partea statului, și din partea comunității, acele căsătorii, să nu le mai amintesc, bărbat cu bărbat, și așa mai departe, în care în unele țări s-a legiferat lucrul acesta și s-a dat voie, prin această atitudine creștinească a noastră, fără să vrem, prin faptă, ajungem să învățăm și pe alții, ca să vadă normalitatea, să vadă ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, ceea ce este de folos și aduce multă bucurie omului. De aceea, dragi creștini, punând la suflet cele câteva cuvinte, să nu vă mai rețin, spuneam că sunt multe de spus, să nu uităm lucrul acesta, că împlinim înaintea lui Dumnezeu ceea ce Dumnezeu a lăsat. Ne spune, păziți poruncile mele, ne spune, păziți legile mele. În momentul în care facem așa, atunci suntem mai lui Dumnezeu. Atunci binecuvântarea lui Dumnezeu este cu noi. Și am văzut totdeauna că unde este Dumnezeu și Darul Său, mă spune rugăciune, niciun lucru nu e greu. De aceea să dea Dumnezeu să fie așa cum a zis, și în mijlocul, în inimile și în sufletele robilor Dumnezeu Timotei și Daniela, să dea Dumnezeu să fie această binecuvântare și învățătoarea Mântuitorului Hristos în fiecare dintre noastră tinerii, pentru a avea mai departe binecuvântarea cerului, pentru a face ceea ce este sănătos, de asemenea pentru a câștiga ceea ce este sfânt și anume mântuirea. Lăviți să fie Domnul!